Salut, sunt Marius și astăzi vorbim despre limbajul în trafic. Eu fac parte din traficul din București. E roșu biciclistule și pentru tine. Canalul meu de YouTube este despre și cu biciclete, călătorii cu biciclete și, bineînțeles, incursiuni în trafic. Ți-ați făcut azi amendă? Și bucuria de a pedala. Cred că asta e o chestie strict românească. Când te enervezi, te supără ceva, spui pe șleau ce ai de spus. Semnalizează! Nu neapărat că e un limbaj pe care îl încurajez, dar cred că limbajul în trafic își are locul doar acolo și atât. Wow! Sunt injurii pe care nu pot să le reproduc. Și înjuri după aia, după ce ai greșit! Sunt de regulă fie jigniri adresate personajului și modul în care arată, fie mașinii în care se află. Ia-o-te-l pe ăsta cum trage, mă. Ca biciclist, întotdeauna ești catalogat ca sărac. Lasă telefonul ăla și fii atent la drum. Problema cea mai mare ca biciclist în București este să... Ce? Să încerci să te menții în viață, pentru că lumea nu înțelege că tu ești o ființă umană în care ai ales să te transporti așa, pentru că vrei să ajungi mai repede la destinația unde vrei să ajungi, în principiu. Tot el înjură, mă. De ce înjuri, frate? Ce ți-am făcut? De bărbați nu mi-este frică. Între bărbați lucrurile se rezolvă foarte simplu, ca între doi cocoși, să zicem. Cum adică ce caut pe aici? Se ciondănesc la început, după care pleacă fiecare pe drumul lui. Auzi? Vezi că bicicleta e vehicul și merge pe carosabil, da? De șoferițe nu vreau să mă iau niciodată. Deci nu neapărat că nu vreau să mă iau. Încerc să păstrez o anumită distanță de siguranță. Tu nu știi să schimbi banda? Păi de ce înjuri? Și dacă ai semnalizat ce? Asta înseamnă că ai prioritate. Mi se întâmplă de fiecare dată, dacă îi atrag unei șoferițe atenția că vorbește la telefon, mă întreabă dacă m-a satisfăcut soția aseară sau nu. O chestie total irelevantă pentru discuție, dar se întâmplă. În mașină. Aici să parchezi. Nu m-am simțit niciodată în trafic în siguranță. Așa să vă lăsați mașinile. În postările mele folosesc limbajul acela pentru că e o chestie realistă. Adică asta se întâmplă. Nu aș vrea să învelesc în staniol sau într-o chestie plăcută ceva ce este neplăcut. Aute hal de trotuare în București. Să tot mergi ca pieton în București ăsta. Da, încerc să corectez șoferii dacă vorbesc urât, dar cred că în vâltoarea momentului n-aș apuca să mai corectez nici care, nici pe care, ci pur și simplu aș încerca să îi răspund într-un mod cât mai interesant înapoi. Scuze! Ce culoare are semaforul tău? Dacă eu vin după verde, ce culoare are semaforul tău? Era verde la mine. Era verde? Era verde, da. Cum dacă la mine era verde? Aha, că stai pe telefon și nu vezi semaforul, așa e. Ideea e că am emoții. Asta e cea mai mare problemă, că am emoții, dacă n-aș avea. Și asta sunt eu. La tine la Prahova să trece pe roșu. Se trece pe roșu și nu să trece pe roșu. Și după aia să stă în mijloc aici. Pe mijloc aici și nu aici. Și stă pe telefon. De fapt, stă la telefon. Sau stă la calculator și nu pe telefon. Aha, că stai pe telefon și nu vezi semaforul, așa e. Utilizarea prepoziției pe în contexte de genul au fost prinși fără bilet pe tren poate duce la exprimări uneori hilare, precum îl avem pe telefon, a venit pe avion și altele. Fapte în trafic pentru haterii mei, să le dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului. Vai de... Deci nu pot să cred că trebuie să mă uit la asta. Pentru haterii mei, să le dea Dumnezeu sănătate. Ce înseamnă hater? Este un cuvânt foarte folosit în ultima perioadă pentru persoanele care nu înțeleg ceea ce faci, nu fac altceva decât să lase un comentariu în spate, pentru că sunt ascunși în spatele unui cont fictiv sau de orice natură și practic folosesc acel cont să-ți lase un comentariu negativ sau o injurie sau orice altceva. Cam asta este un hater. De la englezescul hate, a urâ. Hate, adică ură. Față de ură, însă, termenul englezesc hate prezintă avantajul că vine împreună cu derivatul hater, cu pluralul românesc adaptat hateri, cei care urmăresc doar să critique și să evidențieze neajunsurile altei persoane și care în română sunt fie critici, fie invidioși. Eu înțeleg că pentru șoferile este greu să, nu știu, să-și mențină calmul și să vorbească frumos din care pe care sau să articuleze corect verbul și așa mai departe. Ideea este că dacă aș fi ministrul transporturilor, cred că primul lucru pe care l-aș face ar fi să dau un mesaj așa de interes național. Fiți calmi cu ceilalți. Asta ar fi primul lucru. Știu că n-ar funcționa, dar măcar poate le-ar trezi interesul. Sunt Fan TVR, canal YouTube.